Dezinfectantul de mâini este ceva ce mulți dintre noi folosim în fiecare zi, mai ales în aceste vremuri. Oamenii au un buzunare sau genți, sticluțe mici de dezinfectant și se curăță pe mâini ori de câte ori ating o clanță sau dau mâna cu o persoană, dar te protejează acest lucru de bacteriile și virusurile microscopice care pândesc pe fiecare suprafață? Încercarea ta de a bloca diverse boli cu ajutorul gelului dezinfectant este doar o iluzie, și de fapt acest dezinfectant favorizează infestările. Astăzi vom răspunde la întrebarea, dezinfectantul de mâini îți poate face mai mult rău decât bine? Pentru început, haideți să vedem cum funcționează dezinfectantul de mâini. Ei bine, are în compoziția lui diverse chimicale dezinfectante care au rolul de a distruge orice tip de organisme microscopice care trăiesc pe mâinile noastre și si ne pot face rău. Poate că mulți dintre voi credeți că dezinfectantul de mâini poate înlocui spălatul pe mâini cu apă și si săpun, însă acest lucru nu este 100% adevărat. Dezinfectantul de mâini poate într-adevăr să omoare bacterii și organisme vii ce trăiesc pe diverse suprafețe, dar nu distruge agenții patogeni ce trăiesc în mizerie sau mucus. Deci, acest lucru înseamnă că dacă tușești sau strănuți în palmă, sunt foarte puține șanse ca dezinfectantul de mâini să-ți curețe bacteriile de acolo. Ești mult mai în siguranță când te speli pe mâini cu săpun și apă caldă pentru cel puțin 20 de secunde. Da, știu că deja te-ai plictisit să auzi asta. Motivul pentru care acest lucru este mult mai bun decât folosirea dezinfectantului de mâini este pentru că nu numai că va omorâ și opri împrăștierea infecțiilor virale, dar va îndepărta și resturile virusurilor rămase pe mâini. Apa și săpunul este echipa de curățenie care va îndepărta totul în timp ce dezinfectantul de mâini nu face decât să împrăștie bacteriile și să distrugă doar o parte din ele în anumite condiții. Știm că dezinfectantul de mâini nu este cel mai eficient mod de a ți curăța mâinile, dar poate fi folosit atunci când situația o cere și nu poți ajunge la o chiuvetă unde să te speli cu apă și săpun. Dezinfectantul de mâini este compus în cea mai mare parte din triclosan, adică un agent antibacterian și si antifungic care omoară 99,9% din microbi pe care îl vedem în toate reclamele. Totuși, la final se întâmplă astfel: atunci când folosești produse ce au în compoziția lor triclosan, bacteriile și alte organisme dăunătoare devin rezistente la acest agent antibacterian și, prin urmare, devin mai puternice împotriva altor antibiotice care, în mod normal, ar fi eficiente și ne-ar ajuta. Ține minte, agenții patogeni continuă să devină mai puternici. Nu știu dacă ați auzit de supergonoree, dar aceasta are loc la oamenii ce folosesc prea multe antibiotice, iar boala devine din ce în ce mai puternică, evoluând și devenind imună sistemului imunitar. De asemenea, triclosanul influențează absorpția BPA-ului prin piele. Bisfenol A sau BPA este o chimicală ce se găsește în plastic și este dăunător corpului uman. Atunci când ajunge în corpul tău, îți va deregla hormonii. Funcționează ca un estrogen sintetic pe care corpul tău nu îl poate proteja și îți poate afecta glanda tiroidă, ficatul și multe alte zone și organe din corpul tău, ducând la probleme emoționale, crescând riscul apariției bolilor cardiace și chiar diabet și creștere în greutate. Nu este vorba doar de o influență mică asupra acestor afecțiuni. Studiile au arătat că folosirea dezinfectanților de mâini poate crește cantitatea de absorpție a chimicalei BPA prin piele cu până la 100 de ori. Acest lucru este nebunesc și foarte periculos dacă vrei să-ți menții corpul sănătos și să trăiești fericit. Efectele negative nu se opresc la nivelul pielii. Aproape oricine folosește dezinfectant de mâini va ajunge să aibă urme de chimicale din compoziția acestuia în stomac, ceea ce are sens pentru că în mod normal mâncăm cu mâinile, chiar dacă folosim furculița. Încă un efect negativ al dezinfectanților este că omoară bacteriile și chiar dacă sună bine la început, trebuie să iei în considerare că în intestine sunt cele mai multe bacterii folositoare. Unii experți în sănătate și sport spun că microflora bacteriilor din intestinele oamenilor este mai diversificată decât plantele dintr-o pădure tropicală, iar acest microbiom este foarte important pentru că influențează multe aspecte ale vieții tale. Afectează pofta alimentară, determină cât de bine absoarbe corpul tău nutrienții și chiar dispoziția ta psihică. De fapt, flora intestinală influențează starea psihică mai mult decât creierul, deci de fiecare dată când folosești dezinfectant de mâini, îți distrugi propriile bacterii benefice de la nivelul intestinelor și, prin urmare, te omor pe tine. Tot ce am menționat până acum se aplică doar dezinfectanților de mâini ce au în compoziția lor triclosan. Poți cumpăra dezinfectant ce nu conține nicio chimicală nocivă pe bază de alcool. Prin urmare, orice ai ajunge să folosești și să aplici pe piele, ar trebui să citești eticheta înainte de utilizare. De asemenea, triclosanul a ajuns și în mediul înconjurător. Una dintre principalele chimicale ce se regăsesc în rezervele de apă din Europa este triclosanul, ceea ce înseamnă că cu cât îl folosești mai mult, cu atât va fi găsit și în natură în apa cu care te speli pe mâini și în cele din urmă inevitabil în corpul tău. Acestea fiind spuse, care este ultimul verdict în ceea ce privește dezinfectantul de mâini? Este periculos pentru tine? Răspunsul este că depinde. Odată cu răspândirea virusului ce a provocat cea mai recentă pandemie din secolul nostru, oamenii încearcă să fie cât de prudenți posibil, așadar dezinfectantul de mâini este foarte folosit și chiar dacă o singură picătură îți poate curăța mâinile pe moment, folosirea dezinfectanților de mâini ce nu sunt pe bază de alcool îți vor provoca diverse boli pe termen lung și vor afecta mediul înconjurător. De asemenea, va crește rezistența diferitelor tulpini de virusuri, iar acest lucru va putea naște superinfecții în viitor, la fel cum și supergonorea a apărut în urma excesului de antibiotice. În același timp, folosirea dezinfectanților de mâini ca înlocuitor pentru spălarea cu săpun și apă nu va aduce niciun beneficiu. Va trebui să-ți speli mâinile de fiecare dată când simți nevoia. Înainte să folosești dezinfectant de mâini pe bază de chimicale, caută o baie publică în apropiere și verifică dacă este funcțională. Va dura doar câteva minute în plus să te speli cu apă și săpun și va fi mult mai benefic pentru sănătatea ta și mediul înconjurător. Deci, la final, încearcă să eviți, pe cât posibil, toți dezinfectanții de mâini care nu sunt pe bază de alcool și folosește-i doar dacă chiar ai nevoie. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!